Dacă strigi libertate, trebuie să știi că nimănui nu-i pasă de libertatea ta. Libertatea este una dintre cele mai puternice năzuințe ale omului. Nu știm dacă a curs mai multă cerneală decât sânge în numele libertății, dar știm că în lumea noastră s-au făcut pași mari înainte când un grup mare de oameni s-au unit pentru libertate. De la răscoala unui Spartacus, la crearea unei lumi noi peste ocean, de la cuvintele lui Gandhi, vreau o libertate pentru exprimarea deplină a personalității mele, până la Declarația Universală a Drepturilor Omului, de la răscoala iobagilor din 1907 până la Revoluția din 89, strigătul libertății a creat valuri sociale puternice și chiar schimbări economice și politice. Deși în toate exemplele date mai sus, cuvântul libertate joacă un rol central și trebuie să recunoaștem că libertatea gladiatorilor nu e același lucru cu libertatea pe care o căutau cei care au prăbușit zidul Berlinului. Cuvântul libertate a fost auzit și de pe buzele unor mari dictatori. Stalin spunea, sub capitalism nu există libertăți reale pentru cel exploatat și nici nu pot exista. Hitler, pe de altă parte, declara, există un singur drum spre libertate, pietrele ei de hotar se numesc obediență, hărnicie, onestitate, ordine, curățenie, sobrietate, veridicitate, sacrificiu de sine și dragoste de patrie. Nimănui nu-i pasă de libertatea ta. Stalin flutura demagogic steagul libertății pe care capitaliștii nu-l au, fără să-i pese de libertatea celor pe care îi manipula. Hitler ridica mausoleul libertății în mijlocul lagărilor de concentrare. Arbeit macht frei, munca te face liber, era doar o minciună cinică. Manipulatorii de mase știu că libertatea se poate transforma într-un slogan de propagandă. Atunci când mulțimii și individului nu-i sunt clare câteva lucruri cu privire la libertate. Dacă ești ca mine și tânjești după libertate, aș vrea să ții minte că nimănui nu-i pasă de libertatea ta. Dar ar fi atât de dureros ca cineva să se folosească de dorința ta după libertate pentru a satisface interesele unui grup egoist, iar tu să continui să stai după gratile pe care nu le mai vezi pentru că ai rămas cu ochii în soare. Atunci când îți clarifici ce înseamnă libertatea pentru tine, nu numai că nu vei mai fi manipulat și alții nu vor mai putea profita de pe urma ta, pe lângă acestea vei ști clar pentru ce lupți și atunci când știi clar care este libertatea ta, o vei obține. Sunt trei lucruri pe care ai nevoie să le clarifici cu privire la libertatea ta. 1. Prețul libertății. Cât ești dispus să plătești pentru a fi liber? O amendă ar fi rezonabil? Oamenii care au schimbat lumea și-au pus foarte serios această întrebare. La ce ești dispus să renunți? Unii renunță la statutul într-un anumit grup pentru libertate, alții renunță la avere pentru libertate, alții renunță la teama de moarte pentru libertate. Au fost oameni care au fost dispuși să renunțe la viață doar pentru ca urmașii lor să fie liberi. Ei au cântărit că e mai importantă libertatea urmașilor lor decât propria lor viață. Când știi clar la ce ești dispus să renunți pentru libertatea ta, doar atunci vei putea să faci pe cineva să-i pese de această libertate. Al doilea lucru pe care ai nevoie să-l clarifici pentru libertate este scopul acesteia. Multă vreme am crezut că libertatea e un scop în sine, dar pe măsură ce m-am maturizat, am conștientizat că degeaba ai libertate dacă nu știi ce să faci cu ea. Când libertatea e un scop în sine, atunci scopul scuză mijloacele. Și aceasta sună a libertate egoistă. Libertatea este un mijloc pentru ceva mai mare decât ea. Dacă ai avea libertatea la care tu visezi, ce bine s-ar întâmpla în lumea asta? Care ar fi impactul acestei libertăți asupra lumii? Viktor Frankl, psihiatrul evreu închis la Auschwitz, în cartea sa Omul în căutarea sensului vieții, scria: libertatea este în pericolul degenerării într-un despotism comun. De aceea recomand ca statuia libertății de pe coasta de est a Statelor Unite să fie suplimentată de statuia responsabilității pe coasta de vest. Frankl avea libertate când a scris aceste cuvinte. Unul dintre lucrurile pe care le-a făcut cu această libertate a fost să formeze în 1990 un grup care mai târziu s-a dezvoltat într-o fundație care strânge banii necesari construirii acestei statui. Stephen R. Covey,
Cunoscutul autor al cărții Eficiența 7 trepte sau cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace a fost un membru în acel grup format de Frankl. Iar mai târziu Covey l-a ales pe artistul Gary Lee Price să proiecteze un monument al responsabilității înalt de aproximativ 100 de metri care înfățișează un braț care apucă un alt braț ca și cum l-ar ajuta să se ridice. Nelson Mandela, a știut ce să fac atunci când după 18 ani de închisoare a fost eliberat. Avea să unească un popor dezbinat de rasism și să creeze o țară în care nimeni nu e judecat după felul în care s-a născut. Dacă nu știi care este responsabilitatea ta odată ce obții libertatea la care visezi, înseamnă că nu ești pregătit să experimentezi acea libertate. Și 3. Ai nevoie să clarifici care sunt limitele acelei libertăți pe care ți-o dorești. Libertatea fără limite nu există. E o minciună nu numai utopică, dar și extrem de periculoasă. Când libertatea cuiva nu are limite, libertățile celorlalți vor fi călcate în picioare. Libertatea ta este până la libertatea celuilalt. Nimeni nu merită libertatea dacă nu-i pasă de libertatea celuilalt. Și dacă trăim într-o lume în care nimănui nu-i pasă de libertatea ta, poate te întreb de ce ți-ar păsa ție de libertatea cuiva. Pentru că doar atunci când îți pasă de libertatea altuia, poți să te bucuri cu adevărat de propria ta libertate. Trăim într-o lume în care ne este atât de ușor să judecăm, să batjocorim, să demonizăm dorința celorlalți pentru libertate. Însă ceea ce va face ca ai noștri nepoți să trăiască într-o lume liberă este tocmai respectarea limitelor propriei mele libertăți, ceea ce înseamnă să împese nu numai de libertatea mea, ci și de libertatea celuilalt. Deocamdată atât despre libertate. Și te felicit că pentru libertatea ta și a celuilalt ți-ai luat aceste câteva clipe de claritate.